frunze de vie puse pentru sărmănuțe. Uitați ce minunăție! Frunze de vie, fără conservant, doar frunza și o sticlă de plastic avem nevoie. Bună ziua, bună ziua! Acestea sunt frunze de viță de vie puse de anul trecut. Anul acesta punem din nou și o să vedem cum. O să desfacem această sticlă, să vă arăt cum sunt, cum se păstrează. Sunt foarte ușor de pus și se mențin foarte, foarte bine. Vedeți, sticla are vid în interior. Deci cum le-am cules, așa le avem. Și să deschidem frunze de vie puse în sticlă. Deschidem. Ați auzit? Și acum, cu un cuțitaș, eu am să tai. Am să strâng puțin. Mici, mai mari. Ia uitați. Frunze de vie. Le punem în apă fierbinte, fără sare. Și apoi facem sărmănuțe. Să le scoatem pe toate. Foarte, foarte bine. Se culeg și apoi se pun câte 10, 8, 6, depinde. Ia uitați. Se împăturesc, se fac așa ca o țigară. O țigaretă, ca o țigară. Și se pun în sticle. În sticle. Și apoi se închid. Și ele fiind calde, culese când este soare, se formează acel vid. Și acesta este secretul ca să se mențină bine, bine. Uitați cât sunt de nebune. Și culegeți și mai mici și mai mari. Să puneți și voi să vedeți cât sunt de bune. Se mențin foarte, foarte bine. Le puneți una peste alta, cum ați văzut în video. Vă aștept pentru cei care încă nu s-au înscris la canalul meu. Dacă doresc să se înscrie, este gratis și vă mulțumesc foarte mult. Astăzi v-am adus în via părinților
unde mămica mea culege în fiecare an aceste frunze de viță de vie și le pune pentru noi. Ele trebuie să fie sănătoase, să nu fie stropite, vița de vie să nu fie înflorită. Se culeg frunzele de la vârful plantei ca să fie fragede. Se culeg într-o zi cu soare. Ele se pun într-o sacoșă și apoi trebuie culese când este soare afară, să fie soare, se pun una peste alta, ele sunt calde și în momentul când se răsucește și se pun în sticlă, fiind calde, atunci se creează acel vid în interior și acesta este secretul ca să se mențină pentru mult timp. Noi le-am pus anul trecut, acum, cum vedeți în video, am cules altele pentru anul care vine și o să avem de la an la an frunze proaspete și bune. Distribuiți și nu uitați să vă abonați la canal. Spun pentru cei care încă nu s-au abonat, cei care mă cunosc, știu ce fel de rețete am și cât sunt de bune. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit și sunteți alături. Vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți și vă urez o zi frumoasă tuturor. La revedere!